Din nou bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. În luna octombrie discutăm despre mulțumire. Foarte mulți discută despre mulțumire. Însă astăzi o să discutăm despre mulțumire într-o altă situație. Și anume, unul dintre cei mai buni prieteni ai mei a aflat că are cancer. Și totuși, în mijlocul acestei furtuni incredibile din viață, a rămas plin de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Nicu Mititianu, din Texas, din Statele Unite, prin intermediul tehnologiei în emisiunea noastră. Bine ați venit! Bine v-am găsit și Domnul să vă binecuvinteze și pe voi și postul de radio. Ați aflat recent că aveți cancer. Spuneți-ne cum ați trecut peste acest moment grozav. Fără niciun fel de frică sau de emoții sau de ceva, încă am zâmbit când mi-a spus și am întrebat-o. Zic, ești sigură că e cancer? Și a spus că da. Și eu am spus, zic, Doamne, mulțumim că nu e mai rău de atâta, că cancerul de piele nu e așa de grav. Și am fost așa de indiferent. Și asistentele s-au uitat puțin așa ciudat, știi, când au văzut că eu zâmbesc și nu mă schimb la față și nu comentez nimic. Și a venit, m-a curățat acolo și după aceea am plecat acasă. Acum, de panicat, nu m-am panicat sau să mă sperii, pentru că știu în cine mă încred. Eu am trecut prin multe încercări mai periculoase decât asta și întotdeauna Dumnezeu a fost de partea mea. Și toate încercările astea care le-am avut au fost spre binele meu și spre întărirea mea în credință. Am văzut pe Dumnezeu cum lucrează în dreptul meu. Aveți 77 de ani și la 77 de ani ați aflat că aveți cancer de piele. O să discutăm mai mult despre asta, dar spuneți-ne și celelalte încercări așa fugitiv pe care le-ați avut până la această vârstă frumoasă. Da. Deci am avut, lucram cu soția împreună pe tir și lucram în toată America și Canada, umblam. Șoferi pe tir. Poftim? Șoferi pe tir. Da, da. Și ea și eu am lucrat amândoi. Lucram în ture. Și într-o dimineață la ora 5 ne-am schimbat dimineață. I-am arătat, am ieșit la ieșirea unde trebuia să intru pe Interstate. I-am arătat unde trebuie să ia schimbe drumul, tot absolut. Și m-am dus să mă culc. Eram nedormit o noapte și a doua noapte iară. Era ora 5 când m-am dus să mă culc. Eram rupt de obosit. M-am culcat după 15 minute, m-am trezit treaz complet. Când m-am trezit, m-am uitat la ceas, zic, 5 și un sfert. Am dormit 12 ore. Văd lumina prinsă la soție, în cabină, și aud că merge pe ridurile alea de pe margine. Am tras perdeaua, m-am uitat și am spus, zic, ce faci? Ea era cu harta în mână, zice, am uitat la ce exit trebuie să ies, la ce ieșire trebuie să ies. Și i-am spus care, o pus harta acolo, o stins lumina și să meargă mai departe. Mă pun să mă culc, când am văzut că numai 15 minute, n-am putut să dorm. După 5 minute se repete iar aceeași poveste. Atunci, iar m-am uitat când am văzut, zic, ce faci? Iar cu harta, zice, am uitat la fricopă, aici e ceva neregulă. Atunci am stins lumina și am stat și m-am uitat la ea să vedem ce se întâmplă. Când am văzut că trebuia să schimbe viteza, ea în loc să pună mâna pe manetă, căuta prin fața acolo la cabinetul unde era ceștile de cafea. Până când găsea maneta, deja era prea târziu. Când am văzut așa, am spus că auzi, vrei să ieși puțin afară la prima ieșire, pentru că mi se pare că miroase ceva fum. A ieșit afară, m-am uitat, roată, nu-i nimica. Zic, vrei să mă lași pe mine să conduc? Și ea n-a zis nimica. De obicei, ea niciodată nu mă lăsa să conduc în locul ei. Și atunci m-am schimbat, am luat eu conducerea și am trecut din statul Virginia în statul Ohio. Și ea trebuia să scrie milele din fiecare stat când ieși pentru taxe. Și dă să scrie și nu poate să scrie. Și când am văzut că m-am uitat la ea, văd că plânge. Zic, de ce plângi?
că nu pot să scriu marile. Păi zic, nu are nimic, nu vezi că e noapte, lasă până să face ziua, dar vorbește mai tare că nu te aud. Deci nu pot că mi-e grea limba. Când am auzit, imediat mi-am dat seama că am avut un vecin care pățise tot așa un stroc din asta, dar la el se strâmbase gura, ochiul, dar la soție n-avea nimic, numai că e grea Un limba. atac cerebral. Da. Și atunci zic, dă mână încoace. Dă mână încoace, zic, hai să ne rugăm. Și am luat așa, simplu, scurt. Doamne, am o problemă care pe mine mă depășește. Nu am soluție pentru ea. O încredințez în mâna ta. Ocupă-te tu de cazul ăsta. E ceva grav, dar eu nu știu ce e. Zic, te rog, Doamne, ia problema în mână. Bun, atât a fost. După aia, mi-aduc aminte că am acolo niște tablete de aspirină, alea de 81 de miligrame și dau o tabletă din aia, după jumătate de oră mai dau încă una. Acum intrasem pe un drum din ăla pe coastă de munte, unde n-aveai unde să te întorci, nu puteai să, n-aveai telefon, n-aveai nimic, pe vremea aia a fost asta, a fost acum 17 ani în urmă. Și na, până când am ajuns să se facă ziua, am ajuns într-o localitate unde am văzut numele de localitate și drum. Și acum, acolo, ca, nu știam unde să spun că sunt, până n-am văzut un drum și localitatea. Atunci m-am dus cu telefonul, umblam pe dealurile pe acolo ca să găsesc o linie din aia. Și am prins și atunci am sunat la 911, aia mi-a răspuns imediat, după aceea mi-a spus, zice, stai așa, că știa unde sunt, zice, stai așa, așa, nu te mișca, zice, că imediat te conectezi cu spitalul. O conectat cu spitalul, le-am spus la ea la spital care e situația, zice, uite, noi avem o femeie care a plecat de aici, zice, și uite, o sunăm acum, zice, în 5 minute o să fie acolo. O venit femeia, au făcut examenul, i-au luat tensiunea, i-au luat sugarul, adică diabetul, să vadă cum e, dacă nu e comă diabetică, și sună la spital să vină ambulanța că e simptome de stroc. O dus-o la spital, la spital De acolo, atac cerebral. da, la spital i-a făcut CAT scan-ul și după aia vine mie și îmi spune, zice, a avut stroc la partea stângă, i-a afectat partea dreaptă. Zic, ce e de făcut acum? Păi zice, nu-i nimic de făcut. Zic, nu se poate opera, nu se poate face nimic. Zice, nu, decât aspirină și tablete de colesterol. Ok. Și de el zice, se mai poate face ceva. Cât? Zice, la ce oră s-a întâmplat? Zic, la ora 5 eu am văzut. Se uită, zice, ora 10. Dacă era până la 3 ore, puteam să-i dau o injecție și dizolva cheagul ăla. Zice, dar acum pot să dau, dar numai cu semnătura dumitale. Zic, cu semnătura mea. Zic, eu sunt truck driver, dumneata ești doctor. Dacă ai fi în situația mea, în papucii mei, Adică șofer de tir. da, zic, ce ai face? I-ai da injecția? Zice, categoric nu. Zic, atunci nu-i da. Și așa am lăsat. După aia mă duc afară să sun la companie, să văd ce fac. Eu mai aveam încă o săptămână de zile de umblat prin Ohio, prin New York, prin New Jersey, o grămadă de dropuri, adică de opriri. Și să mă duc afară să dau telefon. Când mă duc afară să dau telefon, să am recepție, mă sună cumnată mea. Că ei, fratele meu și cumnată mea, lucra și ei pe tir, amândoi. Zice, unde sunteți? Zic, în Ohio. Zice, și noi suntem în Ohio. Unde în Ohio sunteți? Zic, la emergency. Ce s-a întâmplat? Zic, Mărioara a făcut stroc. Aoleu, a început să țipe, să ăsta, că vai, că următoarea sunt eu. Zice, dăm telefonul, zice, să vină acolo. Zic, mă, n-aveți după ce veni, că treaba e rezolvată. Știu care e situația, nu se poate face. Da, noi suntem voi și mergem acasă și o luăm noi și o ducem acasă. Zic, ok, atunci, stai să mă duc să dau telefon. Am dat telefon, adică am luat telefonul, le-am dat lor telefonul să sune, ca să spună unde sunt, să-i le dea direcția. Până când au fost gata cu ea, a venit și ei au ajuns acolo. Am luat-o din spital și am plecat, am mâncat împreună și după aia ei au luat-o, dus-o acasă, de aici au dus-o la spital, la spital, până au adus copiii tot ce trebuia în camera, adică câștigul pe ultimii 3 ani de zile, nu te ia până când nu știe de unde ia bani. Poți să mor în fața lor că prima dată banii.
Și apoi, după aia, au luat-o după 3 ore. Așa, eu când am venit exact după o săptămână. Am terminat cursa aia. Când vin acasă, mă duc prima dată la spital, vin de la spital. Când vin de la spital, mă sună de la spital, zice să mă duc neapărat cu certificatul de cetățenie și cu 2000 de dolari, că e 84.000 de dolari bilul. Și eu când am auzit, Taxa de spital. da, taxa de spital, da. Când am auzit așa, zic, dar nu pot să vin astăzi, dar când? Mâine, când? Zic, în jurul orei 12. Deci ăsta e numele meu, mă cauți pe mine, zice, și vii cu certificatul și 2000 de dolari să dau prima rată jos. Bun, n-am avut nicio reacție, știi ce, nimic absolut, parcă am fost absent de tot de sumă. N-am mă duc sus să mă îmbrac, să mă duc unde aveam de mers. Și atunci am realizat suma și eram singur în casă, nu era nimeni și vorbeam tare. Zic, Doamne, zic, tu știi că eu n-am nicio asigurare. De fapt, eu n-am avut nicio asigurare pe perioada de când am venit în America până nu am ieșit în pensie. Pentru că n-am fost persoane bolnăvicioase. Și ca să fac o asigurare era în jur de 2000, adică 1200, 1000 și peste 1200 de dolari. Pentru că eram particular, adică independent. Și am zis, mă, de ce să dau banii ăștia? Că dacă schimb companie, toți banii ăia sunt pierduți. Și n-am luat. Și acum m-am prins fără niciun asigurare. Când mă îmbrăcam, vorbeam tare, cu voce tare, zic, Doamne, zic, tu ai auzit ce a spus femeia asta? Zic, 84.000 de dolari. Doamne, ăștia sunt o grămadă de bani. Zic, dacă eu trebuie să plătesc suma asta, trebuie să-mi fac o rată de 8.000, de asta de 800, 1000, 1200 ca să plătesc suma asta. Zic, acum ce fac? Zic, dacă trebuie să plătesc asta, zic, nu pot să duc lucrarea, zic. Zic, oare tu chiar vrei să oprezi lucrarea? Zic, asta mi-ai dat-o tu, zic. Mi-ai arătat atâția ani de Și zile. pentru cei care urmăresc emisiunea, vreau să le spun, deci a fost o colaborare foarte frumoasă de-a lungul anilor din anul 2000 încoace. Printre altele, peste jumătate de milion, peste 500 de mii de CD-uri și DVD-uri pe care le-ați trimis doar în România, în afară de ce ați mai trimis în altă parte, pentru a fi vestite Evanghelia din fonduri proprii, din salariul, din câștigul de șofer de tir, fără să aveți o biserică sau o organizație în spate. Peste jumătate de milion de CD-uri, Domnul să vă răsplătească. Da, acum vorbind cu Dumnezeu de treaba asta, am terminat și după aia m-am dus unde am avut de dus și a doua zi mă duc la spital. Când mă duc la spital, întreb de doamna aia, zice, nu e aici și nu vine, zice, astăzi nu mai vine. Atunci eu aveam tirul deja încărcat și trebuia să plec și am plecat și am venit după o săptămână și o zi. Acum să ajunsese la 200 de mii de dolari, că depășisem cu o zi în plus de o săptămână. Și mă duc la spital să vorbesc cu doctorul, să-mi o dea acasă, că zic că nu pot să plătesc, va ajung la milion dacă stau cu ea mai mult în spital. Și doctorul îmi spune, zice, da, astăzi am stabilit să o ducem la o altă secție, în o altă clădire, la physical therapy. Zice, dar știi, dacă vrei să o iei acasă, zice, se poate face și acasă și costă numai 15 dolari pe zi. Zic, oh, asta e mult mai bine. În fine, până la urmă, am adus-o acasă, așa, și mă duc, vorbesc cu asistenta, asistenta spune că nu, că ea nu știe nimic, zic, sună-l pe doctor, zic, am vorbit cu el, zic, uite, eu am bilul așa de mare, adică de plătit la spital suma asta, zic, și mi-e greu. Zice, nu știu, la mine în computer arată că e free. Zic, nu știu ce arată la tine, uite, Adică zic, e gratis, nu aveți nimic de plătit. gratis, că nu ai de plătit nimic ca free, adică ești liber. Și eu am spus, zic, zice, du-te jos la registrare. Mă duc acolo, mă prezint, îi spun cine sunt, de ce am venit, se uită în computer, mă întreabă numele, zice, ai cardul la tine? Da. Zice, dăm cardul. Îi dau cardul, se uită la card, se uită în computer, că pe card era o literă și litera aia simboliza categoria la care ești încadrat, ce
ce trebuie să plătești. Eu, pentru că am avut câștigurile foarte mari, mă încadram la, adică să plătesc absolut tot. Tot de-aia s-a urcat așa bilul de mare, adică plata la spital. Și când mă duc acolo, la aia, îmi ia cardul, zice, așteaptă puțin, se duce în altă cameră, vine înapoi și îmi dă cardul. Când îmi dă cardul, așa, mă uit la el, văd că are altă literă. Era tot la fel, ca și un credit card. Și am întrebat-o, zic, ce înseamnă asta? Zice, n-ai nimic de plătit, totul e gratuit. Și o întreb, zic, cum s-a întâmplat treaba asta? Zice, somebody was here, zice, cineva a fost aici și a plătit pentru tot absolut. Mi-a dat cărucior gratuit, mi-a dat proteză la picior, la mână, toate vizitele medicale, toate medicamentele, toate prescripțiile, tot, ani de zile cât, până s-a oprit tratamentul. A fost totul gratuit, n-am plătit nimica. Am venit de acolo, n-am mai zis nimica, că mi-a fost frică să cumva să se întâmple, să spună, oh, stai puțin. M-am întors și când m-am întors, zic, Doamne, nu știu cine e, dar Tu știi. Doamne, dacă nu-i mântuit, mântuiește-l. Iar dacă-i mântuit, dă-i o cunună. Și am plecat. Și vin acasă și mai trece câteva zile și mi-aduc aminte de discuția purtată cu Dumnezeu când mă îmbrăcam. Și Dumnezeu mi-a arătat că El nu vrea lucrarea să se oprească, ci găsește pe altcineva să plătească. M-am tot gândit, mă, cine să fi fost? Cine? Că de la noi din biserică nu avea nimeni banii ăștia să plătească treaba asta. Cine a fost? Ați aflat până la urmă cine a plătit? Nu am aflat. Nu am aflat. Nici n-am făcut investigație. Dar i-am mulțumit lui Dumnezeu. Și de-aia spun, este un Dumnezeu mare care își protejează lucrarea Lui. Spuneți-ne acum despre cancerul despre care ați aflat recent că aveți și chiar urmează să fiți operat. Mai avem 2-3 minute din emisiune. Mi-a spus că am cancer, eu n-am, adică eram așa bine dispus, zice, uite-te curăț aici, zice, am să trimit la laborator și când vine rezultatul o să-ți spun. Și după aceea vii, zice, și îl curățăm acolo bine, zice, să nu te speri, zice, că să nu te speri, zice, că n-ai să mor de la asta. Zic, și dacă mor, zic, oricum, zic, îi mulțumesc lui Dumnezeu, zic, că la 35 de ani mi s-a spus că mor. Uite, am 77 și sănătos, încă n-am murit. Zic așa că n-am avut decât să-i mulțumesc. Și mulțumesc lui Dumnezeu în continuu, zilnic. Deci ați început să vedeți motive de mulțumire. Da. Mulțumesc în fiecare zi. Că am spus, zic, de acum încolo, tot ce este, adică nu de acum, după ce am trecut de 70 de ani. Acum am 77. I-am tot mulțumit. Zic, Doamne, am ajuns la vârsta celor tari. Uite că acum ajung și la vârsta celor mai tari. Dar asta e datorită lui Dumnezeu. Și n-am decât să-i mulțumesc neîncetat, pentru că El poartă de grijă. Așa cum am spus, zic, am avut foarte multe încercări, dar toate s-au întors spre binele meu. La final, de obicei, majoritatea celor care aud un astfel de diagnostic și în plus noastră vi l-au spus și foarte sec, așa, ai cancer. Ca și cum ar spune, ești răcit sau ai gripă sau ai o carie la o măsea. Aici în America vine și spune direct. Deci vezi că mai ai 3 săptămâni, vezi că poți să mănânci, fă-ți tot ce... toate poftele, zice că în 3 săptămâni vei muri. Să spunem franc în față așa. Aici nu e ca și acolo, să spună la rude. Deci foarte mulți care aud un astfel de diagnostic se prăbușesc în momentul respectiv. Ați fost disperat? N-am avut nicio problemă cu disperarea. Niciodată nu am fost disperat. Indiferent prin ce încercări grele am trecut. Cum am spus, a fost după mine și să mă răpească, să mă duc în România și să mă asasineze acolo și toate. Nu m-am speriat și n-am dat înapoi absolut deloc. Cu toate amenințările și cu toate, în loc să facă mior defectat ei, în loc să-și facă misiunea. Dumnezeu are, cum să spun,
metodele lui care mintea noastră nu le poate concepe, nici prin cap să ne treacă cum Dumnezeu lucrează. Dumnezeu își protejează lucrarea și credincioșii lui și de aia Biblia spune să nu vă temeți. O mie stânga, 10.000 la dreapta și de voi nu se va întâmpla, nu se va atinge nimic. La final, într-un minut din emisiune, ce încurajare aveți pentru cei care urmăresc emisiunea și poate nu se confruntă neapărat cu un diagnostic de cancer sau de atac cerebral, cum a avut soția, sau, dar au totuși probleme care, în fața cărora simt că se prăbușesc. Ce sfat aveți? Sfatul este că cea mai rea boală e panica și depresia. Aia te termină mai repede decât boala. Așa că nu trebuie să-și facă probleme, să se încreadă în Dumnezeu. Dacă nu e credincios, poate să-L caute pe Dumnezeu și să ceară de la El sprijinul și Dumnezeu poate să-i rezolve problema. Cum nu o poate rezolva nici doctorii. Doctorii au ei cât poate ei să facă, Dumnezeu poate să facă orice. Da, mi-amintesc că spuneau pe vremea comuniștilor, erau învățați că religia este o cârjă pentru cei slabi. E adevărat? Nu știu, pentru noi nu e o cârjă, pentru noi e puterea lui Dumnezeu că este în noi. Și noi nu ne speriem, nu ne panicăm. M-am uitat la COVID, mulți au murit nu de COVID, au murit de panică și de depresie și și-au pierdut mințile de spaimă, pentru că asta duce la distrugere. Asta e lucru celui rău. Diavolul e acela care face treaba asta și noi trebuie să știm pe cine avem noi. Noi l-avem pe Iisus Hristos, care s-a jertfit, a murit și în rănile lui noi putem să fim și vindecați și trecuți de la moarte la viață. În rănile Domnului Iisus Hristos suntem vindecați și suntem trecuți de la moarte la viață. A fost împreună cu noi Nicolae Mititeanu, unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Am, cu ajutorul lui Dumnezeu, multe proiecte s-au desfășurat de-a lungul anilor. Cum spuneam, peste jumătate de milion de CD-uri și DVD-uri au fost trimise și distribuite în România și în afară de altele în Europa și în America și în toată lumea. O lucrare foarte frumoasă care nădăjduim să continue pe alte planuri. Dar, cum spuneam, a trecut cu soția printr-un atac cerebral, soția a avut atac cerebral, au fost minuni acolo. Acum prietenul meu are cancer, a fost diagnosticat cu cancer, urmează o operație, cancer de piele. Dumnezeu este același, puterea lui Dumnezeu este aceeași. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, așa ne învață Biblia. Așa e. Dumnezeu este Cel atotputernic. El e de partea noastră, spune că niciodată nu ne va lăsa, nu ne va părăsi. Aici se termină emisiunea de astăzi cu acest gând. Dumnezeu niciodată nu te va lăsa și nu te va părăsi. Doar să te încrezi în El. Dacă nu ești credincios, cheamă-L chiar acum pe Hristos în inima ta ca Domn și Mântuitor. Dumnezeu să vă binecuvânteze!